Șoseaua de centură ADV, componenta drumului național 7, va intra în reabilitare. În bugetul pe acest an al municipiului Deva, care va fi aprobat pe 10 februarie, au fost alocate sume în vederea realizării studiilor de fezabilitate pentru realizarea reabilitării celor 3 tronsoane ale șoselei de centură din reședința de județ și a scoarului care separă cele 4 benzi de circulație. În acest buget al anului 2022, care va fi aprobat în data de 10 februarie, am prevăzut sumele de bani pentru studiul de fezabilitate al centurii Devei DN7 pe 3 tronsoane, de la Sântul Halm și până la sensul giratorul de la Oșan, primul tronson, de la sensul giratorul de la Oșan și până la sensul giratorul de la Gară, al doilea tronson, iar de la Gară și până la ieșirea din Deva va fi cel de-al treilea tronson. Pe ambele sensuri, ambele benzi, și pe un sens și pe celălalt, vor fi complet reabilitate și vom ataca inclusiv scoarul care separă cele 4 benzi. În acest an, municipalitatea din Deva își propune parcurgerea tuturor procedurilor birocratice pentru realizarea investiției. Dacă nu vor fi probleme cu aceste proceduri, lucrările efective, care vor dura câteva luni, vor începe anul viitor, iar finalizarea lor este prevăzută la sfârșitul anului 2023. În acest an 2022 vom parcurge toate procedurile, deci după studiul de fezabilitate vom scoate la licitație proiectarea și licitația pentru execuția lucrărilor, iar în primăvara anului 2023 vor începe efectiv lucrările, care sperăm să se le finalizăm, mă refer la întreg tonsonul de la Sântuan și până ieșirea din Deva, spre Șoimuș, la finalul anului 2023. În ceea ce privește costurile acestei investiții, ele vor fi cunoscute după întocmirea studiului de fezabilitate și al proiectului. După ce se elaborează studiul de fezabilitate, putem să avem o idee asupra costurilor și, bineînțeles, urmează proiectarea. Drumul Național 7, a cărei parte componentă este și șoseaua de centură a municipiului Deva, este una dintre cele mai circulate artere rutiere din țară.